aducea droguri din Spania și le trafica și pe raza județului Hunedoara. Este vorba despre un bărbat din Spania care se folosea de firme de curierat externe pentru a introduce cannabisul în țară. Ofițerii SCCO Hunedoara l-au identificat în autogara din Deva pe individ, iar în geamantanul primit din Spania erau peste 9 kg de cannabis. În sarcina inculpatului s-a reținut că în perioada 15-16 august 2023 a introdus de pe teritoriul Spaniei în România peste 9 kg de cannabis, un drog de risc printr-o firmă de curierat, iar ulterior a preluat și deținut din autogara Deva aceeași cantitate de cannabis în scop de traficare, fapt constatat în flagrant de organele de cercetare penală din cadrul SCCO Hunedoara. Polițiștii au observat un tânăr îmbrăcat în pantaloni de training și hanorac de culoare neagră, ridicând un geamantan de dimensiuni mari, care părea a fi prea ușor pentru un colet expediat din străinătate. Având în vedere că tânărul avea un comportament suspect, organele de cercetare penală l-au urmărit până s-a deplasat la un autoturism, lângă care aștepta un alt tânăr. În acest context, în geamantan au fost identificate, între produse alimentare, 4 pachete de dimensiuni diferite, ambalate în mai multe straturi din material plastic transparent, împachetate toate într-o folie neagră. În interiorul sacilor se afla câte o cantitate de substanță vegetală de tip inflorescențe, cu aspect și miros specific cannabisului. Întrebat fiind despre coletul percheziționat, inculpatul a declarat verbal că nu cunoaște foarte bine limba română, dar știe că în geamantan sunt 9 kg de cannabis pe care urma să le transporte în Timișoara pentru a le comercializa la studenți, se arată în dosarul DIICOT. Procurorii l-au trimis în judecată pe spaniol pentru infracțiunile de trafic de droguri de risc și introducere în țară de droguri de risc. Dosarul urmând să fie judecat de Tribunalul Hunedoara.